Sau și eu am găsit la un nou episod din BNNet. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. După cum vedeți, am ajuns la nivelul 21. Mai avem 21, 22 și 23 și aici ar trebui să fie finalul. Hai să vedem ce reușim să facem astăzi. Pornim cu 21. Și nu uitați, dacă vă place BNNet, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Bun, să vedem ce trebuie să facem aici. Bine, în mare parte să nu picăm în chestia aia verde. Primit un patch BNNet recent, dar nu văd să fie ceva modificat. Și o secundică să dau un pic mai încet muzica asta. O secundă, așa. Iată, se pare un pic cam tare. Bun, se pare că am dat jos astea, nivelul apei sau a substanței. Și pentru că am făcut asta putem să continuăm pe aici. Ceva de genul ăsta. Oh, shit. Bun, e bine că avem checkpoint. Pe aici, frumos. M-a dat cu capul de aia, glumești. Bă, asta pare mult mai simplu față de ce am făcut noi în episodul anterior, dar cu siguranță în ultimul nivel cred că o să fie haos total. Deși nici asta nu e foarte ușor, dar e mai ușor. Așa, și acum trebuie să continuăm și mai jos de atât. Oulo! Vezi? Șmecherie acolo. Te face să te duci până acolo și pe azi dă în cap cu ceva. Dar noi am dat, am coborât deja nivelul apei. Doar că trebuie să ajungem acolo la timp. Oh! Așa, luăm astea. Grijă mare la chestiile alea că rămânem fără picioare. Și am luat următorul checkpoint. Bun. Hai să vedem. Trecem pe aici. Frumos, ușor. Ala vine așa. Aici e o ușă deschisă. Ah, ok. Văd chestiuța aia de acolo. Trebuie să... De obicei când ai ținta, trebuie să-ți arunci capul acolo, da? Eu știu. Mi-am aruncat capul acolo, dar nu știu dacă a fost chiar varianta potrivită. Eu sunt curios cum ar merge jocul ăsta cu controllerul. Mă gândesc dacă ar merge mai bine sau... L-am jucat tot de pe tastatură, da? A mers ok, nu... Nu pot să mă plâng, chiar a fost super ok. Și acum pe buton. Hai, capule, pe buton. Aha, și să scădem. A, uite, vezi, e pe acolo trebuie să merg. Dar o să-mi iau tot corpul pentru a ajunge acolo. Fac. Așa, luăm tot corpul. Sau sunete de WC. Ca și cum se scurge apă. Fac. Asta e faza, am impresia că de pe controller ai putea să mergi un pic mai încet. De pe tastatură apeși pe tastă și se duce. Zboară. Pe când de pe controller ai posibilitatea să manevrezi mai bine caracterul, cred. Dar... ne descurcăm și așa. Că așa am jucat tot jocul, așa îl voi juca și de acum. Avem un checkpoint, asta e important. Și mi-a tăiat un picior, dar nu-i problemă pentru că... Hop! Checkpoint. super tare. Bun. Ai nevoie de concentrare maximă. La jocul ăsta mi-a tăiat picioarele. Oh, grijă mare, grijă mare. Ala are două. Și asta e faza, are două și te induce în eroare pentru că una e în spate, una e în față. Mai e una aici, nu știu de ce. Când nu pe acolo trebuie să mergem. Uite, la asta mă o să mă încurc eu. Da, am reușit până la urmă. Sunt două și aici jos. Și e un tun acolo, dar noi ne-am dus acolo jos să luăm alea collectibles. Și acum știm unde trebuie să ajungem, la tunul ăla. Ușurel, ușurel și cu grijă ajungem. Și acolo e finalul din câte văd. Oh, ia uite-mă. Trebuie să țintești un pic mai sus. Mi-era frică că dacă țintesc sus, mă duc prea sus. O să dau un pic ținta mai sus. Place muzica asta din fundal. E, și în general soundtrack-ul la jocul ăsta e destul de tare. Oh, am reușit, am reușit. Bun, așa, you made it. Hai să dăm cât timp, 4 minute și 27, destul de bine și am luat toate cutiile, 10 din 10. Sunt surprins de faptul ăsta.
Bun. Și următorul nivel e 22. Ba, arată înfricoșător. Sper să nu fie vreun boss ceva. Dar... Run. Zice să fugim, da, stai puțin. Noi fugim, dar aici... ok, mi-am dat seama. Deci crește nivelul apei. Și trebuie să fugi constant. Oh my god, așa e nivelul ăsta. Deci apa va crește constant aici. Și tu dacă te oprești, ești mort. Și cu presiunea asta adăugată, cu siguranță voi face greșeli, cum ar fi asta. Uitați apa, vedeți cum crește? Holy shit! Oh my god. Am luat un checkpoint măcar. Și de aici unde? Oh my... Uite. Înapoi. Bun așa. Avem o grămadă de feliatoare. Care ne fac bucățele mici. Ia să văd. Alea sunt acolo. Trebuie să mă uit exact pe unde trec astea, pentru că... Da, e mult mai greu. Dar, v-am zis, o să mai dăm și failuri. Nu poți să faci... la perfecție sau ceva. Mai ales că habar n-am nivelul. Dacă l-aș fișca de vreo 10 ori, poate, dar... Așa, hop. Hop, acolo sus trebuie să ajung, dar... în ce condiție, numai jocul știe. Să trece așa, da? Exact după aia trecem și noi. Acolo sus e un checkpoint. Mi-a tăiat un picior! Mamă! Fai de capul meu! Am văzut checkpoint-ul și... vreau să ajung la el atât de mult. Îmi doream. Era un vis de-al meu de când eram mic să ajung la checkpoint. Și iată că nu s-a împlinit. Pe asta trebuie să-l aștept și am sărit. Ei, aici e iarăși feliatoare de-astea. Nu! Capul jos. Cum am ajuns pe platforma aia? Mi-arunc capul, cred. Ba, sau nu? Pot să ajung direct. Ok, ne urcăm pe aici, cred. Și nu știu dacă e direcția cea bună. Deși, cred că e, pentru că în altă parte n-ai unde să te duci. Hai. Filiatorule. Am scăpat de faza aia. No! Tăia corpul în două. Struci exact pe mijloc. Ce să zic, suntem aproape de final, dar joculețul până acum chiar a fost super genial. Mi-a plăcut la nebunie, aș putea spune. Și chiar aș mai vrea jocuri de genul ăsta. Dacă mai știți voi jocuri de acest gen, puteți să mi le spuneți. Și checkpoint. Da, puteți să mai lăsați prin... comentarii, joculețe similare cu Benened. Bine, asta a fost în special foarte frustrant, dar... nu contează. Până acum zic că ne-am descurcat destul de ok. Au mai fost și zone în care... mi-a luat o grămadă să trec. Da? Na. Bun. Sărim pe aici, așa. Hai să vedem unde sunt celelalte feliatoare. Celelalte feliatoare sunt și ele pe aici. Uite-le. Și vin așa. Trebuie să stau așa. Aici am sărit. Hop. Hop. Ai. Direct în față mi-a venit. Oh my god. Ok, jocule. Îți bagi joc de mine, jocule, da? Bun. Rezolvăm noi problema imediat. Faza e că ai și presiunea aia în minte pentru că știi că vine apa asta verde spre tine constant. Asta. A doua, a treia, a patra și bine așa. Checkpoint. Bun. Întreba cineva de ce tot îmi arunc capul așa. E din cauza că în opinia mea. Și am ajuns la următorul. În opinia mea ajungi mai repede la destinație. Bă, what the fuck? You made it. Nu mi-a dat instant chestia aia, dar
Am trecut. Level complete. Ok. Și am ajuns la final. Băi, nu știu ce o să fie la final. Dar... fuck. The final run. Fuga finală. Oh my god, ia uite ce nebunie. Oh shit, ce nebunie e aici. Și e tipul ăla. Hans. Așa îl cheamă, Hans? Hans versus zombie. Versus Ed. Și dacă câștigăm, o să ne lasă să ne vedem din nou cu Ben. Știți că erau prieteni la început. Și putem să ne vedem cu Ben și să scăpăm din infernul ăsta o dată pentru totdeauna. Oh, no. Dacă merg eu așa, are ceva? Bă, chestia asta are vreun checkpoint undeva. Pentru că e absolut nebunesc ce se întâmplă aici. Adică, what the fuck? Păi vedeți câte de-astea sunt? Oh my god. Una sus, una jos, una sus, una jos. What the fuck? Să merg așa, să văd dacă reușesc. Corpule, 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 vină un coace. O bucățică, cât a mai rămas din el? What the fuck? E un checkpoint acolo. Dacă aș putea... Mi s-a băguit corpul cumva. Nu știu ce se întâmplă, mă. What the fuck? L-a dat pe ăsta pe jos. Hans. Hans defeated. Aparent pot să merg cu corpul așa, deși pare un pic băguit. Dar am ajuns la checkpoint cu corpul băguit. Ok. Op. Plusc. Cred că nu ajung. Un pic mai sus. Hans trebuia să ajungă și el, dar el s-a împiedicat, ați văzut. Nici așa am țintit mai sus. Undeva pe aici. Și aici aproape la limită, dar... Holy fuck, arată ca un oraș. Și deodată s-a dus toată muzica. Ce se întâmplă? Welcome home, Ed. Bine ai venit acasă, Ed. Oare e pe bune chestia asta? Ah, uite, se îmbrățișează. Preset to celebrate. Să celebrăm. What the... What? Îl mănâncă. What? Așa celebrează zombiul... Asta trebuie să faci, trebuie să apeși, că altfel nu se termină. Oh my god, îi mănâncă creierul. Oh my fucking god, îi mănâncă creierul. What the fuck? Bă... Ok, la asta... Deci nu știu ce să mai zic. Deci pentru zombie, practic... El nu simțea că copilul îi e prieten lui. Pur și simplu era foame și vrea să ducă să-l mănânce. Asta era toată faza. N-am făcut niște ce poveste, dar wow, ce final. Continue? Asta plânge că l-am bătut. Ok. Și se pare că ăsta a fost finalul. După cum vedeți, avem level, bonus level unlocked. Avem câteva, uite, de exemplu, 14 bonus level unlocked. Aici, să vedem. 10 bonus level unlocked. Dar pe ăsta încă nu l-am, pentru că n-am cutiile pentru el. Nu știu încă dacă vom face alea de bonus. Deci, momentan, episodul ăsta se va numi final. Dacă într-o săptămână sau în două săptămâni sau când am eu timp, o să am timp și o să am loc liber pentru un video cu BNNet, poate o să facem un episod și cu câteva episoade, cu câteva nivele de-astea bonus, dacă vreți, da? Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!